Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Și nu ajung. Ce dracu, nu iau nimic de aici. Ne luăm ceva? Ai zăpăcit-o de tot, bă, Francis, ai mermelit-o rău. Bă, dar uite cât te lași acolo, colonele! Nu se ia! Doamne, iartă-mă că se ia! Serios, nu se ia? Ia, uite, bă, că iau! Perfect! Eu m-am plimbat prin toată Grecia asta, dar așa și... Așa poveste n-am găsit. Cu sarea asta. Ah, nu mai vreau sare. Mănânc fără sare, dacă mă mănânc... Mănânc nesărat! Băi, nu cred! Stai așa. Țin eu asta. Stai un pic. Da. Sare? Ma. E bună? Mamă! Erau niște cristale atât de mari de sare, că efectiv aia m-am prins să gust. Doamne, cât e de bună sarea asta! Uite, 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 uite! Da. Zici că e gheață! Ce sărată e, că nici măcar nu mai vezi prapă. Barba asta... Uzi, mă? Am unde, nu i-am dat la... Trebuie să un cu apa așa și să scurgem apa, știi? Mamă, câta groapă de sare! Doamne! Bă, bine că nu vin ăștia pe aici. Da. Să stai acolo, la ei. I-am văzut pe Cătălin, am văzut și pe Sorin. Chiar au avut sport, era unul lângă altul și toți scoteau sare. Noi ne-am dus într-o altă parte unde era mai singurei, așa, și am găsit acolo locurile neatinse. Păi da, putem amândoi acolo sau să caut altul? Lasă-mă, băg eu. La început am dat cu lopățica aia, dar ce să umpli cu lopățica aia, e ca și cum ai vrea să umpli Marea Neagră cu ligenul. M-am descălțat și am băgat mâna. Am luat amețeala, mă, că-ți ești gura ta. Ia încet, încet, Francis, încet, încet. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite, ce fain la păpuci. Starea asta. Ia, nu călca, încet, mă. A, a intrat un pic. Dă-mi și a doua. Asta e, mam. Asta e. Am mai pus. Hai, șef. Am zis că e mai mică, mi-a intrat și în șoșuni. Ce să iei, bă, cu asta ta, că asta nu se poate lua, mă, nimic cu ea. Unde dracu cealaltă? Am băgat-o șoșun aici. Ah. Deci nu mai fac niciodată pește în sare la cumpăr. Cum am văzut acum că se strânge sarea asta? Nu mai arunc sarea, nene. Sarea e valoroasă. Că după ce am pățit ce am pățit și am văzut cum se strânge și cum se adună sarea asta de mare, punem sare de mare așa cu... Măsură! Hai, mai facem două drumuri de-astea, să umple bidonul. Nu, iau și una. Hai, mă, răbdare, mă! Nu se poate, eu cred. Nu, trebuie să văd unde trebuie să ajung. Ha, încolo. Ha. Eu acum zic, bă, sunt gentleman, nu pot să-mi permit să o lasă care. Și m-am apucat să cad. Aici mi-a părut rău că n-ați luat un băiat. De ce? Da. Pentru că mai căra și el. A trebuit să căra singur. Îmi pare rău. Gata. Am făcut un drum cu coșurile pline și după aceea ne-am întors să mai culegem un pic de sare. Păi eu nu mai pot, mă, să-mi bag... Îmi stau cu capul jos să nebunesc. Uitați. Vechi? Da? Scot-o pe aia și pormă, hai la aia mare. Da. Eu nu mai pot. A! Te m-a și speriat. Dintr-o dată, eu am crezut că e vreun șarpe, dar vreun șarpe de apă sărată. Dar nu zici acum de ce am țipat. Nu zic. E secretul nostru. Ah! E nimic! Am reacționat într-un mod foarte natural. Este doar o de-aia lăcustă. O, e o lăcustă mică, nu-mi faci nimic. Da, mică, atâta. Da, așa sunt lăcustele mai mari. Hai să căutăm un loc. Era o lăcustă mică, inofensivă. Dacă nu fugea, o mâncam. Jur. După sarea aia mergea ceva cranci așa. 10 minuti! 10, mai avem, mai avem. Noi n-am umplut, n-am făcut niciun drum. Eu atâta? Dar nici nu are rost. Da? N-are rost. Băi, m-a luat amețeala, leu. La un moment dat m-a luat amețeala. Deci pur și simplu de la ta stat capul în jos. N-am mai putut, gata. Am clacat. Bă, vreau să stau. Nu. În cur. Stați după. Nu mai pot. Hai să... Becky, când a văzut că mi s-a făcut rău, azi, gata, șef, las. Ce a intrat în apă până la brâu,
cu pantofii, cu blugi, pe ea, cu dă-i, nene, bagă-te, ca și o pârla, s-a băgat peste tot. Ia uite-o. Știi că-i câine de vânătoare, s-a... E ceva. Mă, ce prost am fost, bă. Mie mi s-a făcut rău la un moment dat pentru că gustasem cel mai mare cristal de sare pe care l-am găsit. M-am deshidratat instant. Da, nu cu sare, tot cu sare. Pe față e ok. Ce-o fi fost în capul meu? Francis! Vino acolo? Vino încoace! Vino încoace! Nu cred! Wow. Las-o încet, las-o încet că iau pe toată. Ia uite ce e aici, Francis. Spre sfârșit am găsit niște gropane de alea, așa, bă, pline de sare, așa, cristalizat. Luam cu două palete la un moment dat. Dar ce mai țineți la mine, șef? Dă paletele amândouă și tu iai cu mâna. Da, da, ia uite, Francis. Uite-te la mine puțin. E metoda tradițională, se pare. Eu am mai văzut. E apa de mare, o trage și ea se usucă de la soare, organizat tot. E, aici nu totul pare natural. Așa mă așteptam eu să văd. Așa, nu? Da, în documentarele ce le-am văzut eu din greșeală, așa era. Sper că ați venit pe drumul cel rapid. Ai urmărit Șefi Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare. Alături de Lidl, meriți să fii surprins.